părți din cișmigiu. Nucul cresc din trotuare, cu pereții vechi au astăzi suflet viu. Se umeri prinșnici, nu mai știm dacă sunt aici sau doar zăpadă. Am vestit banca noastră în par, pe flori din prezentă, și iată că după o înfrigurată așteptare, după câteva ediții consumate și în urma cărora am primit o căruță de scrisori din partea fanilor ei, în sfârșit în studioul emisiunii De la egal la egal, amical, muzical, cu Loredana Grunza. Multe din colegele de breaslă spun că ar avea un idol. Și acest idol seamănă al naibii de bine cu Loredana Groza. O fi adevărat sau nu? Nu știu despre ce idol e vorba. Până și că n-am un idol masculin. Da, cu siguranță. De-al minte am văzut și câteva cere din căsătorie. Publicate în ziar. Dar despre un idol de la care te-ai fi inspirat. Poți să-mi spui cum se numește? Madonna. A, să știi că nu e noutate, dar tu mai lasă la întrebat că poate între timp s-a editat altă alternativă. Da. Da, este o întrebare, zic eu, destul de nimerită, pentru că de mult aș vrea să dau un răspuns la aceste insinuări. În primul rând pentru că cu Madonna poate avem în comun, dar faptul că avem ochii albaștri și eventual mai mult sau mai puțin blonde. Dar această comparație, într-adevăr, mă obsedează pentru că aveam, cred că vreo 15 ani, când prima oară mi-a spus cineva semănă extraordinar de bine și la stilul, dacă da și da te mișca, cu o cântăreață Madonna. Eu la 15 ani recunosc, nu auzisem de Madonna. M-a rămas foarte uimită pentru că, efectiv, necunoscându-o, nu aveam cum să o imit. Sau cum să încerc să am, eu știu, puncte în comun cu ea. Niciodată n-am crezut că în ochii tăi sunt triste, ca într-o carte basme amăgiri. Niciodată n-am crezut că poți cere unei fete mâna din priviri. Am și eu foarte mulți idoli muzicali și încerc să iau de la fiecare ceea ce este deosebit în maniera lor de a cânta, de a se îmbrăca, de a se mișca. Și tocmai de asta, niciodată, de când am început să cânt, am impus acest lucru, pentru că a fi original în această meserie este esențial. În ochii tăi sunt scrise ca într-o carte basme amăgiri. Niciodată n-am crezut că poți cere unei fete mâna din priviri. Ai început să cânti de la aproape 15 ani. De la 14 ani. Și ai luat primul premiu la 15. Da, la 15 ani. Da, s-a întâmplat la Mamaia. La Mamaia, în 96. Deci, atenție,
Loredana, 22 de ani. Ai aflat ocazia asta și cererile în căsătorie, după cum ați văzut și presa, deja acționează în acest sens. Totuși, 22 de, au trecut 7 ani de la primul tău mare succes la festivalul de la Marea. Nu vreau să număr, că să știi, nu e bine să se numere foarte exact de când și până când. Sunt puțin superstițioasă, puțin mai mult de multe ori. Dar au trecut ceva ani și nu mai sunt chiar fetița aceea cu codiță într-o parte și cu fundița roz. Dar oricum, să știi că aș vrea de multe ori să mai fac codița și să-mi pun fundița, chiar dacă nu mi-a așa de bine ca atunci. Și uitându-mă în urmă și văzând casetele, pentru că mi-am înregistrat foarte multe din aparițiile mele în decursul anilor, nici nu vine să cred că am fost eu cea de acolo. Cred că o să propun chiar una dintre primele mele înregistrări și chiar înregistrarea festivalului de la Mamaia, în care am luat trofeul Mamaia 86, ca să faceți un pic așa o comparație. Nu știu dacă e bine spus comparație, dar să vedeți cum... anii totuși îți spun cuvântul și cum felul de a cânta se schimbă. Zic eu cam bine, dar oricum nu reneg nici fetița de atunci, care credea în absolut orice și care poate că din cauza acestei încredere în sine foarte mare a reușit să înving atunci. Dragă, și să repeti în tonul chiar mai accentuat. Dragă, greu începutul, dar o să-ți placă. Și apoi nimeni o să te treacă. Doar închizi ochii, strângi pumnii, spui dragă și ai să par. Mă întreb ce să fac să găsesc pentru a ta iubire un cântec în leac. Îți propun să continuăm pe ideea Via Italia sau să mergem spre Paris, de unde... Unde vrei tu, putem să mergem și la New York? Nu, tu ești invitată acestei emisiuni. Da. Cred că vrei să bați niște apropori, nu? Dacă vrei să discutăm despre Italia, despre concertele mele în sănătate, despre turnee, putem să vorbim foarte mult. Zic eu că telespectatorii și, sau cei care ne urmăresc, mai bine spus, cunosc în mare parte multe din, și din ziare și chiar de la televiziune. Ar trebui să vizualizăm puțin acest moment, pentru că eu am avut o înregistrare făcută în Italia și o înregistrare, zic eu, foarte reușită, făcută în urmă cu mai mult de un an, la un mare festival organizat la Aricea, o localitate lângă Roma, unde am fost invitată de onoare de către Rita Pavone și soțul ei, Teddy Reno, într-un show televizat care a durat mai bine de 3 ore în direct, într-un sâmbătă seară, și pe care vreau să-l arătăm puțin și telespectatorilor. Ce zici? D'accord. A destra e di questa ragazza a sinistra, Loredana dalla Romania. Un applauso a Loredana, una fantastica cantante che viene da questo paese latino e balcanico. Che pare di mistero. Prendo la cesta, il personale ci stringe. Commissario. Io dite una sera,
cred în Dumnezeu și cred că există o forță care ne conduce în lumea asta atât de nebună și sunt foarte sensibile și foarte sentimentale, să spun. Aparent nu par, cred, dar mă asigur că așa e. Și totuși, Loredana, stilul tău explosiv, eu cel puțin rămân la convingerea că ăsta este stilul tău, stilul da, explosiv. Da, este. Stilul bombă, vorbesc de scenă. Da, da, înțeles. A suferit în ultima vreme oarecare schimbări. Eu cel puțin știu de câteva piese care merg într-o zonă lăuntrică de mare intimitate, de sensibilitate, de liric, deci... De liric profund. De liric profund. De fapt, de mult am simțit să cânt așa și am avut destule încercări și înainte, poate că tu nu l-ai remarcat, dar mă regăsesc foarte mult în melodiile slow, în blues-uri, în piesele de mare atmosferă și cred că e bine să faci întotdeauna și ceea ce simți. Lirismul acesta la care ai trecut în ultima vreme are și o explicație sentimentală? Nu știu ce să spun. M-ai luat foarte repede. Să mă gândesc. Eu știu, poate că nu te-ai gândit până acum? Timpului... Nu te-ai gândit până acum? Nu știu. Atunci rămâne așa. Să mă mai gândesc. Da. Dar tot să dau o explicație mai provocată, să te spun la provocare. Fiecare vârstă adevărat are farmecul ei și adolescența și... cei 20 de ani și cei 22 de ani pe care am acum și cred că, în general, timpul ne schimbă foarte mult și zic eu că ne schimbă în bine și poate că acest lucru se reflectă și în imaginea noastră și în felul nostru de a vorbi, de a gândi, de a privi, de a cânta și poate că de asta și lirismul ăsta e o nouă lumină.